La un moment dat, după ce am pornit mașina, această avertizare a apărut în bord. Avertizarea indică faptul că avem o problemă cu unul din becuri. Nu numai că s-a aprins, ci s-a aprins și s-a stins de câteva ori. Acest lucru ne-a dus să schimbăm, și, de fapt să găsim și să schimbăm două becuri pe spate, însă mai apoi, după ce am verificat din nou, în continuare acest avertisment era aprins. Deși toate becurile erau verificate din punctul nostru de vedere și totul era în regulă. Pentru a ne fi de ajutor această avertizare, putem să mergem la verificare, adică să verificăm autovehiculul. Aici ne va arăta că avem o problemă cu becul, iar dacă ținem apăsat butonul BC, ne va da un cod de eroare. Iată-l, CC-ID131. Acest cod de eroare, dacă îl punem într-un Google Search, CCID131, putem să găsim o listă a erorilor date de BMW. Am pus E90 pentru că mașina este E90 și aici, după cum vom vedea, am găsit o listă BMW CCID Codes List, adică o listă cu erorile pentru BMW. Și dacă mergem la 131, vom vedea că ne va spune că avem o problemă cu Parking light left front failure, adică de fapt este lumina de la Angelize și este pe partea stângă. Așadar, am aprins doar poziția, pe partea stângă nu funcționa, pe partea dreaptă funcționa. Astfel putem diagnostica ce bec este ars dacă în caz nu îl găsim.